Bună dimineața, vă salutăm de aici, de pe Balta Lehriu, sat 2. Este prima oară când ajungem aici, nu am mai fost niciodată la pescuit. O baltă mușică, cu fel de fel de căsuțe, fântână care nu cred că mai e. E aponia, dar nu e bună de băut. Și haideți să vă arăt mai în jos. Avem și păișoare pe aici, dar unele sunt distruse, după cum vedeți. Avem și lemne. Aceasta este balta Lehriu sat 2, nu? Corect. Este foarte, foarte frumos. Nu știu cum a fost acum ceva ani în urmă, aici. Noi venim pentru prima oară. O baltă foarte, foarte frumoasă. Na, locurile nu prea sunt amenajate. Am înțeles care e caras aici. Am venit la caras. Am înțeles că e 20 de lei pentru să dai condiția 12 ore. O cabană am înțeles că e 50 de lei de închiriat. Și acum să vedem ce pește are. O să mai filmez pe parcurs. Așa că bună dimineața. Vă salutăm de aici, de pe Balta Lehriu sat 2. Bun găsit la un nou video. Rămâneți cu mine, rămâneți cu noi. Apa foarte, foarte mică, prietenă, aici. Foarte, foarte mică, ia uitați. Nu știu dacă se vede. La apă mică, am băgat rămă. Soarele ăsta îmi vine în față. Și vă spune că am prins un cărășel mic. Era în ea că eu eram cu paharul de vin. Și cam ceva de genul, cred că e aici. Mai mare dată, cred că nu știu dacă există. Dar vedem, încercăm. Ne auzim mai încolo. Uitați, prieteni, ce am prins aici. Un cărășel foarte, foarte mic. Bă, e frumos, ce pot să zic. Merge la râmă. Și acum îl așteptăm și noi pe la mare. E apa foarte, foarte mică, exact cum v-am spus, prieteni. Este ora 10. Și mai încolo punem de grătar. Că na, am luat toată seara, am luat 4, câte ore am luat? 24 de ore. Și uitați ce avem aici. Toate cabanele astea sunt ale noastre. Cu 1 milion am închiriat toate cabanele. Să stăm în toate, nu de aia. A prins carasul, prieteni, la Lehriu sat 2. Ia, dă mai aproape, să vedem cât de greu e. Cât de greu e, ia stai așa, stai așa, stai așa să vadă lumea. Prieteni, balta Lehriu sat 2. A prins Cristi un caras, are 10 kg. Stați așa, bă, ce faci, bă? Bă, nu fă bălăceală, că mi-agăți aia, te omoră, uite, mi-o încurci. Nu vă fă bălăceală, că după aia nu mai îl prind eu pe la mare. Deci, la Lehriu sat 2, aici nu se vine să dea la pește, se vine cu... Frapieră. Găleata cu sticle de vin, cu tot ce ține, prieteni. Așa că... Am uitat gheață. Am uitat gheață, ne ducem să luăm în sat. Nu prinde și noi un cărășel live? Sau prinde noaptea? Hai să facem nada. Hai să facem nada, da. Gata, prietene, pregătim de nada. Dă-te afară de aici, băiatul. Și haideți să vă arăt cu ce nada avem.
Am luat o nadă de la fabrica de nadă, de la TX. Am înțeles că este foarte bun. Nadă care se prinde. A? Căpșună. Bine, nada asta e pentru la setă, să înțeleg, prieteni, dar dăm și noi, aruncăm și noi aici în apă, să vedem ce și cum. Bagă apă, băiatul meu. Nu știu. Pune niște apă. Nu de baltă, de ce? Trebuie de apă. Dar așa zice acolo, că este puțin. Bagă apă, dar nu chiar așa foarte, foarte multă, atunci. Și aruncă nada acolo, să vedem. Nu toată. Bagă puțin așa. Bagă mă pe toată, mă, că noi am venit la pește, să prindem pește, nu știu. E toruc, se dă la. Da, e toruc. La cum amestecă, băiat. Lasă să moaie un pic. Da, trebuie pentru 50 minute. A, da, se moaie, bine, hai. Revenim când să, după ce o să se moaie. Nu mă înțelegeți greșit, am și mămăligă, am și râme, am și viermâș și am de toate. Am și nadă, ce mai vreți? Am și toate casele astea după aici, închiriate, în această seară. E și barosanul alături de mine, e și fata lui. Pește avem în baltă, apa foarte mică. Nea Ioana a venit să ne ia banii. Dar nu mai contează. Nea Ioane, nu-ți facem balta de rușine. Doar că e verdeața asta verde, ia-o din apă, că nu se poate așa ceva. Nu poți să dau la pește. Bun, haideți să facem nada amestecă. Ia. Ea este Mădălina. Încântată de cunoștință. Mai trebuie lăsată puțin 10-5 minute. Da, din câte am înțeles, nu se face cu mâna nada? Păi nu, că deocamdată nu e... E bine așa. E bine așa, din păcate, nu? Da. Bun, atunci e foarte, foarte bine. Balta lui Sat 2. O să vă arătăm spre sfârșitul zilei, după ora 19, ce am prins, prieteni. Așa că balta costă 20 de lei de undiță, plus dacă vreți să veniți să vă luați cu o casă de asta de aici sau toate casele de închiriat. Toate. Îi dați la moșu cam 1 milion și vă închiriază toate casele la dispoziție. Și aveți la balta la dispoziție, toată balta asta o aveți la dispoziție, că nu vedeți câți pescari sunt? Sunt foarte, foarte mulți pescari, vedeți? Adică suntem doar noi. Bun, ne auzim un picuț mai încolo, da? În continuare suntem pe balta Lecriu Sat 2. Vedeți, prieteni, că nu mai fac pață la pește. Am 3 undiți, una mare, una mai mijlocie, iar una mai pichineză. Și trage de rupe. Am aruncat și niște momeală ca să vină crapul. Dar eu știu când vine capul, nu. Crapul nu știu. Poate capul vine, dar crapul nu știu dacă vine. La una am mămăligă, la una am râmă, la una am viermuș. Dar nu vrea. Nu știu, mănâncă foarte, foarte greu, prieteni. Nici nu mă gândesc. E pe economie, că e... Dacă voi prinde unul live, ar fi bine să vă arăt și vouă ce prind. Din cauza live așa. Că... Dar na. Din cauza era unul să se răstoarne cu căruța, prieten, pe pod mai devreme. În Ucraina, e crapul la economie acum și ține... Da. Mănâncă mult, mănâncă câte puțin. Corect. Bă, asta e, dacă nu trage, nu e problemă. Avem ce să facem, uitați. A, uitați, avem o salce, păcat că ne lipsește două leagă de acolo, ne dădeam cu leagă, nu? Făceam uța-uța. Revenim mai încolo, prieteni, acest video o să fie mai lung ca de obicei, pe canalul Pro Eugen și Pescuitul. Hai, ne auzim mai încolo. Te așteptai să aibă? Dacă ai ajuns în zona asta crepusculară. Zona asta crepusculară? Iau. Da. Prindem carasul cu barbă. Apa foarte mică. Nu avem cum să prindem pește aici, în Ioane.
Batalehiu sat 2. Lumea nu vine. Nu văd un pescar aici. Dar n-a venit un pescar. Dar de ce oare nu vine niciun pescar? E clar. Nema pește, apa mică. Zici că dai în... în cadă la tine. Deci a spart gheața, Mădălina. Unde-i peștele? În salșe. Uitați-le acolo, ia să vedem. Cât de mare e? Cât de mare e? Păi nu poți să spui, că este... imens. Imens. Oare prinde și noi un pește live aici? Gata, e. Mai greu. Ia uite-l, bă, ia ce... Ia uite-l. În sfârșit, prieteni, a venit un pescar acolo, uitați. Un pescar acolo pe baltă. Record mondial. Suntem doi pe... Sunt de câțiva pescari. Da, mă, ce-a venit la... Stăm în continuare aici pe Lehiu, balta Lehiu sat 2. A început să tragă ăsta micu. Am prins ceva până acum, ce pot să zic. E foarte micuț. Dar na. Caterinca e mare. Noi oricum am venit pentru Caterinca să ne distrăm. Pe deasupra, dacă e să prindem ceva mai mare, e ok, dacă nu, aia e bine și așa. Oricum, ținând cont că e apa foarte mică, nu o să vină la mare. O live nu prindem și noi? Haide bă, haide bă, haide bă, haide bă, că m-ai nebunit. Trage de ea, trage, trage, trage. Ok. La asta. La asta, să vedem dacă la asta. Dacă la asta putem să luăm și noi unul live. Nu vrem. Când îl filmez, niciodată nu vrea să tragă. La timp. Băi, ce mă mină faptul pe mine că aici nu sunt broaște. Că mă distram cu broaștele. Era tare cu broaștele. Nu? Da, una. Am prins. Vede unde te duci, vagabuntule. Vrea să alerge. Dar prin pe fraieria. Asta e foarte mic, sa. Foarte mic. Bun. Le mai auzim mai. Am luat și noi câte ceva prieteni, niște mici, am luat și noi niște cărnați. Am luat și noi niște ciocanele, pierd de pui, bla bla bla, ce pe aici. Și am luat niște... Avem aici, și aici este, s-ar putea să fie spata asta de porc, nu știu ce e. Și asta este, știți voi ce. Să face repede. Am prins și pește, dar vă arătăm pește la sfârșit, acum. Ora 18, prieteni. Batalehiu sat 2. Am prins și noi ceva. Cărășei. Numai coajă. Și mai mic și mai mare. O să vă arătăm ce am prins. Opa, stați așa. Un pic, numai un pic. Că așa e, trebuie normal să vă arătăm. Nu e pește mare, dar pe deasupra merge. Uitați aici. Mai supraveți. Mai supraviețuiește ăsta sau a murit? Deci, cam atât am prins. Nu știu cât e aici. Nu știu cât e aici. Abar n-am cât e. Abar n-am cât e. Vreo 2 kg de cărășel. Să nu mă înjoați de ce am pus în juvenic de ăsta de sârmă. N-am avut altul, din păcate.
merge de o ciorbă, avem altul, dar nu am pus, că dacă nu e cram mare, n-are rost. Noi de aici, de la Lehiu, vă salutăm cu respect și să știți că dacă vreți să veniți aici, este o frumusețe de baltă. Doar că pește, are și pește mare, caraz mare, că am văzut un domn venit să răpă partea aia, a prins un caraz mare. Doar că noi am dat la ce am dat, adică am dat la părâmă, la viermuș și un pic la mămăligă. Toate cele bune și fire întinse la toți. Ne auzim cu un alt video, de la o altă baltă, bineînțeles. Aici vă pot spune că vă recomand doar 5%, nu știu. Apa fiind foarte mică și peștele care este doar să vă distrați. De ciorbă. Toate cele bune. Ciao!